5 august, o zi cu însemnătate, o zi cu greutate în calendarul evenimentelor. De ce? Deoarece și astăzi ne vedem aici pe canalul de YouTube. Canalul de YouTube păstorit de Nicu Bendea. Mulțumesc frumos de abonare. Mulțumesc pentru faptul că v-ați înscris pe acest canal. Mulțumesc pentru faptul că dați like-uri, share-uri și comentați. Ați văzut ce discuții frumoase purtăm acolo? Că dacă noi nu le purtăm, cine să le poarte? Miliția? Poliția? E cam agitație în poliție acum, așa-i? Știți că în București s-au bătut clanurile alea interlope, că cineva trebuie să se bată și în țara asta. Unul dintre lideri a fost înjunghiat și acum e scandal mare. Se amenință cu săbii pe Facebook și poliția e în alertă pentru niște interlopi. Dacă când dispare un copil, ce face poliția? Sun la poliție și spui, a dispărut copilul. Și ce zic? Mai căutați-l și până cămară. Rațaie de aia că o să fiți de nesimțiți și dobitoci. Dacă nu e un interlop, câte un cămătar de ăsta, câte un proxenet, câte un lider al lumii interlope, imediat săriți, imediat săriți să faceți dreptate. Nesimțiților, să vă fie rușine, mă! Să vă fie rușine și palanați de dobitoci. Imediat, imediat săriți. Dacă când dispare câte un copil de acasă, îi râdeți părintelui în nas. Mai căutați-l, doamnă. Nu v-ar fi rușine obrazului. Că s-au înțepat acolo dobitocii între ei. Treaba lor să se rezolve, să-și regleze ei conturile sau corturile. Nu mă interesează. Dar apărați-ne pe noi, cei care ne plătim taxele, mă, care vă plătim vouă salariile în primul rând. Și după aia mai vedeți. Că de la școală pornește totul. Totul pornește de la școală. De la lipsa ei mai ales. Ci că astăzi o să iasă Claus Iohannis și o să facă un anunț cu privire la începerea noului an școlar. Cum va fi el? Offline, online sau hibrid? V-ați bătut joc și de școala asta. Mai aveam ceva bun în țara românească și pe asta ați distrus. Auzi, mă, școală hibridă. Cum pisicii măsii vine asta? Că era să zic mai rău. Cum vine asta? Școală hibrid, școală hibridă. Nu mai înțelegi nimic. Online cu offline. 40% dintre români nu au internet acasă. Pentru copii, ca să poată să urmeze școala online de acasă. Și tot aia 40% n-au ce să le pună copiilor seara pe masă la cină. Ați auzit, mă? Ticăloșilor. Vă lăudați că dați tablete, că puneți internet. Faceți un drac, nu faceți nimic. N-ați fost în stare să întrețineți școlile astea amărâte pe care le mai aveam. Că o zis el Nicu Ceaușescu, fie iertat. Bă, voi nu o să puteți vărui cât o construit tata în țara asta. Și voi distrugeți în continuare. Ai, dracu, europeni. Voi distrugeți. Lipsa școlii. Lipsa învățământului care duce la înțelepciune, care duce la cultură, care deschide școlile. Lăsați copiii să meargă în școli, să se împrietenească, să-și facă prietenii, să se întâlnească cu colegii, să se distreze în pauze, să joace un fotbal. Auzi, școală online, ne-a anchilozat de tot. Am început cu scleroza morală, acum doriți și cea fizică să ne atingă. Nu v-ar fi rușine? Păi gândiți-vă așa că avem o problemă, ca nație avem o problemă. La Cluj, aici, la Babeș-Bolyai, 3200 de dosare pentru înscriere la psihologie. Cea mai căutată facultate, psihologie. E clar că avem ceva. Și avem și studenți, că trebuie să avem și studenți. Tineri, dornici să învețe, dornici să facă mai apoi ceva în țară. Că în Italia este un domn din Palermo, 97 de ani, acum a terminat facultatea. Ce facultate? Doar nu de calculatoare, de istorie. Vă dați seama că omul mergea la curs și profesorul nu zicea nimic, numai l-a arătat pe respectivul domn. 97 de ani, vă dați seama, a trecut în două războaie mondiale. Asta era o istorie la purtător. Neanelu Iliescu a spus, îl știu pe puștiu ăsta. Era un simpatic italian în Palermo atunci când eu mă lansam alături de Loredana Groza. 97 de ani, nici n-a dat niciun interviu și a luat diploma, zice, mă grăbesc? De ce? Mă înscriu la master. Vedeți, politicienilor, că este o șansă, dacă apucați 90 de ani, să faceți și voi o școală cum se cade. Că școala e temelia oricărui stat național. Școala, învățământul, nu politica, nu gargara, nu interlopii. Păi normal să protejeze interlopii, normal să liniștească interlopii, normal că s-a amestecat ăștia, mă, la vârf. Da, avem și avioane și în această dimineață nu ne privează de un zbor extraordinar. Da. Mai merge lumea în concedii. Își ia inima în dinți, testul după ureche și pleacă pe undeva, în străinătate.
la Burgar, pe la... Da, ați văzut Prințul Charles. Prințul Charles de România a îndemnat românii să meargă în concediu de vară în țara lor, să viziteze România. Bă, mare om e ăsta, Charles, bă. E bărbat. Are case acolo până Secuime, le închiriază, mai face un ban. Și-o cerut scuze, Charles, zice, anul ăsta nu pot să vin în România că e pandemia asta de COVID și zice, ca să fiu sincer, nici nu mă lasă mama. Nu lasă maică-sa pe Charles. Grijulie. Grijulie. Eu zis maică-sa lui Charles. Zice, dacă ești cu minte vara asta, la toamnă am să-ți dau ceva să-ți pui pe cap. Wow, zice Charles, îmi dai coroană. Tași din gură că ești încă tânăr, la 77 de ani, tași din gură. Acum scroședezi o căciuliță să nu te tragă curentul pe aici, pe culoare, pe la Buckingham. Săracul Charles, să stai în umbra mamei atâta timp, da? Să ne vizităm țara, să mergem pe litoral. O porție de calamar umplut cu feta, 40 de lei. Mă înțeleg să susținem economia, să susținem Horeca sau cum îi mai zice, industria asta hotelieră, restaurantă, dar totuși, mă, 40 de lei, niște membrane umplute cu feta, mai e niște ape minerale, un desert, mai e ceva la copii, 200 de lei. N-ai ce ieși la restaurant fără 200 de lei la tine. Ia, 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 că și aici sunt interlop. Păi stătă numai interlop, de sus până jos numai interlop. Am noroc cu voi că sunteți aici. Big like pentru voi. Subscribe. Noi ne putem înțelege. Ei oare de ce nu se pot înțelege? De ce nu pot să pună lucrurile cap la cap în favoarea noastră a românilor? Ce e așa de greu? O să ne vizităm țara, să vedem plaiurile, munții, apele, să vedem natura, să vedem animalele. Animalele domestice, păstorite de ciobanii bimilenari, ci că becalii, cum își păstorește el vacile, cum păstorește becalii vacile? Să urcă într-un Bentley și merge acolo pe câmp și stă printre ele, să uită, le admiră, le prinde de uge, habar n-am, într-un Bentley de 250.000 de euro. Ăsta da, păstorit european, păstorit 20-20, cum ar zice doamna Vio Dăncilă. A, nu, că pentru ea are altă mașină becali. Când vrea să meargă să vadă ce fac coițele lui, să urcă în Maybach. Luțul împinge și becalii se bucură de oi. Da, așa este. Că tot am ajuns în domeniul sportiv să semnalăm faptul că cea mai mare handbalistă a lumii din ultimii ani, pe numele ei Cristina Neagu, sigur o știți, a semnat un protocol, un parteneriat cu Kaufland. Știți rețeaua aia cu Kaufland și mai aia? Pe principiu că ea e o mare jucătoare, de 15 ani joacă handbal și Kaufland-ul e de 15 ani pe piață în România. Au făcut ei niște comparații și au ales o drept imagine acum, cum e la Facebook, îți alegi imagine temporară, pe Cristina Neagu. Apoi ce să zic? Cristina Neagu îți umple plasa. Ar fi bun sloganul ăsta, cum umplea ea plasa de goluri la handbal, îți umple plasa la coflă și le dai și o căruță de bani, o plasă mai mică cu bani. Puteau să aleagă pe scrimeora Ana Maria Brânză, iar cea mai titrată scrimeoră din ultima perioadă, și să fie un slogan mai deștept, zice Ana Maria Popescu, înțeapă prețurile. Înțeapă prețurile și nu, ai ideea asta că plătești mai puțin. Sau, apropo, că Gabi Tamaș a venit la Ucluj, zice, am venit pentru suporte, pentru atmosferă, pentru Pălinca ai venit, mă. Că Prodvinal s-o și retras din sponsorizat, zice, nu mai, zice, na, nu facem față cu omul ăsta. Are pâlnie în gât. Gabi Tamaș, imagine Kaufland. Rupem plasele, rupem normele, rupem orice de cumpărături la Kaufland cu Gabi Tamaș. O rup și eu la fugă de aici, soacră mea încă în euforia câștigării campionatului pentru Ed Keteu Haron, pentru a treia oară, tare bucuroasă, zice, au prins 6 campionate luate, de ce ferice, dacă aș mai prinde încă 6, și am zis că dacă astea 6 vin din 3 în 3 ani, m-au bătut. Mulțumesc pentru Leandru, soacră dragă, mă duc și mă și spăl pe mâini, nu cumva să iau ceva, mesaj subliminal. O zi superbă, vă doresc, nu vă mai rețin, mulțumesc frumos, comentați la ce am zis aici, mai ales la partea asta cu poliția ce și pentru cine face.
Mulțumesc tare mult de urmărire, subscribe în continuare, like-uri și comentarii. Vă doresc o zi bună și scuze de deranj. Nicu Bende a fost și de data asta pentru voi.